Bine v-am regăsit! Pe firele cărții lui Petru Maior Predică se consemna în anul 1863. Această carte de predică e cumpărată de iubitul meu taică, Zaharie Mateiu, protopop greco-ortodox al tractului Turdei Superioare, servind de la 1824 ca protopop. Zaharia Matei, blândul protopop, s-a născut în 1790 în Nadășa și era fiul preotului Gavril. În 1823 era numit protopop ortodox al Reghinului, ocazie cu care a mutat sediul protopopesc din Idicel, unde a funcționat mai mult de un secol. Nadășa era un sat mai sărac, biserica fără pământ, iar eclezia ce a avut-o a fost dată uniților încă din timpul Mariei Tereza. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnalderegin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!